Pastila anti-COVID-19. Două specii de creștini. General vorbind, în starea de față a lumii, sunt două specii de creștini care ar trebui să își ridice întrebări privind sănătatea lor sufletească. Pe de o parte, cei care se preocupă obsesiv de COVID-19, iar de cealaltă, cei care trec prin această criză ca și cum nu ar fi. Primii sunt creștinii meteodependenți. Din perspectiva suveranității divine, COVID-19 nu este o boală. Este, printre altele, testul medicului suprem prin care el evidențiază în viața creștinilor meteodependenți o maladie extrem de gravă, prezentând un grad ridicat de risc pentru credința lor. Ei sunt hipersensibili la circumstanțe, și starea interioară oglindește în permanență condițiile exterioare. Iar hipersensibilitatea la circumstanțe și deschiderea necenzurată a simțurilor spre lumea exterioară înseamnă sufocarea credinței. Credința se hrănește cu cer, tot așa cum necredința se hrănește cu circumstanțe. Cei din urmă sunt creștinii teo-insensibili. Inima lor este atât de împietrită, încât Dumnezeu nu le poate atinge adâncurile, nici măcar răsturnând lumea pe dos. Nepăsarea lor față de circumstanțe nu este chipul credinței, ci chipul insensibilității spirituale, cealaltă maladie interioară gravă care amenință credința. Și tocmai spre această insensibilitate țintește uneori Dumnezeu, lovind cu trăznetul circumstanțelor, suficient de aproape de ei încât să se trezească și suficient de departe încât să evite suferința inutilă în viața lor. Medicul suprem a pregătit sala de operație pentru un transplant de inimă, dar ei refuză să accepte că au o problemă și să se prezinte la spital, fiind prea preocupat să-și trăiască viața, evident, viața lor. Credința crește pe mormântul mândriei, hrănindu-se din cadavrul eului independent, în descompunere sub domnia lui Hristos, tot așa cum necredința crește din îndârjirea eului și refuzul frângerii. Creștinilor meteodependenți, Dumnezeu le spune: sufletul tău este oglindă, dar este oglindă mișcătoare, iar maneta de control este în mâna ta. Necredinciosul nu are un cer spre care să-și îndrepte oglinda sufletului, dar tu ai. Preocuparea ta obsesivă cu COVID-19 și cu efectele lui mărturisește că lumea în haos este mai demnă de atenția ta decât cerul și cel ce îl locuiește. Grăbnicia cu care se aruncă mintea ta prin simțuri spre lumea din jurul tău și lenea ce o manifesti când vine vorba să urci muntele prezenței mele sunt o insultă la adresa vredniciei lui Dumnezeu și reprezintă sursa anemiei credinței tale. Chiar și atunci când îmi cauți fața, nu mă cauți de dor, cu drag și dornic să mă cunoști în măreția mea copleșitoare. Cel mai adesea mă chem disperat să cârpesc efectele sufletești răvășitoare ale preocupării tale exagerate cu circumstanțele pe care eu le-am trimis ca să te trimită la mine. Hrănești în taină dulăii fricii și îngrijorării, iar apoi vii la mine să mi te plângi și să te salvezi din colții lor? Am făcut-o și o voi mai face. Dar eu am ceva mai bun pentru tine. Eu vreau să-ți ofer viața îmbelșugată, viața liberă de frică. Ți-o promit și ți-o ofer. Dacă vei umbla în voia mea, iar voia mea este să-ți hrănești credința, retrăgându-te des și statornic din haosul realității simțurilor și privind îndelung prin scripturi
de pe muntele rugăciunii, cerul meu și chipul meu, planul meu și promisiunile mele. Creștinilor teoi insensibili, Dumnezeu le spune: sufletul tău este un ogor, neîmuiat de apele harului, sămânța credinței tale este întemnițată într-un pământ uscat și neroditor. Doar apele harului hrănesc sămânța credinței, aducând roadele ei în ogorul tău. Dar apele harului sunt mereu în căutarea locurilor joase. Ele se scurg de pe stâncile inimilor împietrite, în văile duhului smerit și frânt. Prin împietrirea inimii tale, tu ratezi lucrarea mea. Te înalți în locul în care, deși harul meu te poate ajunge, el nu poate rămâne. Prin aspra mea îndurare, am dezlegat brațul puterii mele să fac o lucrare nouă în lume și o lucrare nouă în sufletul tău. Ceea ce eu creez și veghez supranatural, tu îndrăznești să consideri natural și banal? Ceea ce eu autorizez prin forța și înțelepciunea mea pentru a-mi împlini planul, tu îndrăznești să consideri o întâmplare care poate fi ignorată ca și cum nu ar fi? Dezgolește-ți pieptul în fața crivățului ce l-am trimis în lume. L-am trimis ca să rănească și stânca inimii tale. L-am trimis să te oprească din căile tale și să te trimită la mine. L-am trimis să-mi cunoști puterea, să-ți frângă independența și să te învețe smerenia. Oprește-te și recunoaște că eu sunt Dumnezeu. Ținta lucrării lui Dumnezeu în noi este să ne transforme în chipul lui Iisus Hristos, omul teodependent și meteo-insensibil. Înhățat de forța vârtejului circumstanțelor care îl târau spre patim și spre cruce, Iisus rostește pentru o clipă rugăciunea care, în cazul meteodependentului, rămâne rugăciunea dominantă: Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la mine paharul acesta. Dar imediat Iisus își așează întâi sufletul, iar apoi întreg cursul vieții sub autoritatea și odihna rugăciunii omului dependent de Dumnezeu și insensibil la circumstanțele potrivnice. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, se roagă Domnul în Matei 26:39. Pentru creștin, COVID-19 nu este întâi o boală, ci un test. Dumnezeu, stăpânul absolut și medicul suprem, a orchestrat o criză globală, închizându-ne toate căile de fugă și retragere, așa încât fiecare să ne oprim în loc și să ne cercetăm credința, și eu și tu. Pavel spune în 2 Corinteni 13:5: puneți-vă pe voi înșivă la încercare, pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi înșivă. Să ne verificăm credința. Și eu și tu.